Voi v-ați întrebat vreodată dacă atunci când vă uitați la alți oameni chiar îi vedeți cu adevărat? Sau vedeți mai degrabă doar gândurile voastre despre ei? Vă întreb pentru că neuroștiința a demonstrat că fără să conștientizăm, colorăm tot ceea ce vine pe calea celor cinci simțuri și trece prin filtrele percepției noastre. Cu alte cuvinte, întoarcem totul pe dos față de cum sunt lucrurile cu adevărat. Și de aici etichete, griji și alte anxietăți determinate de programele instalate în mintea noastră subconștientă, programe care ne împiedică să fim fericiți și să ne simțim împliniți. Căutăm zadarnic în exteriorul nostru soluțiile transformării într-o ființă funcțională, într-o versiune care să ne fie pe plac și să se bucure de darul divin al fericirii. Soluția este la fiecare dintre noi în parte și se numește conștientizare de sine ancorată în prezent. Bun găsit, suflete cu minți și cu minți, la episodul al doilea al serialului Mindfulness, Arta Conștientizării. A alege practicarea cultivării conștientizării momentului prezent este o adevărată provocare. Nu este atât de simplu să funcționezi într-o stare avansată de conștientizare de sine. Este mult mai simplu să ne lăsăm conduși de pilotul nostru automat cu toate obiceiurile sale neproductive, ca să nu zic nocive. Și știți care este cel mai nociv dintre obiceiurile minții noastre? Acela de a reacționa la faptul că lucrurile nu sunt așa cum credem noi că au fost menite să fie. Cum se manifestă acest obicei nociv? Punem la bătaie factorii atitudinii, stâlpii atenției noastre și să te ții. Aici intervine cu o soluție practicarea mindfulness. Această soluție se numește acceptarea autentică. Adevărata acceptare are două părți componente, a vedea clar și a experimenta cu compasiune. Aceste două părți sunt la fel de interdependente precum aripile unei păsări care ne permit să zburăm și să fim liberi. Îngăduiți-mi să vă reamintesc faptul că un om înțelept dă sănătate trupului, abilități minții și aripi sufletului. Oamenii care s-au trezit și nu mai fac parte din scenariul sacrificiului cer universului puterea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a le schimba pe cele care le pot schimba și înțelepciunea de a face diferența între ele. Ca să poți face diferența, ca să poți dobândi înțelepciunea, este necesar să fii pe deplin conștient de sine. Practicarea mindfulness are doi piloni de bază, conștientizarea momentului prezent și respectarea celor 9 principii sau atitudini de abordat în momentul conștientizării. Cele 9 atitudini sunt următoarele: nejudecarea, răbdarea, mintea începătorului, încrederea, nestrăduința, acceptarea, eliberarea, recunoștința și generozitatea. Aceste atitudini sunt interdependente. Pe măsură ce dezvoltăm una dintre ele, aprofundăm în mod automat și cunoașterea celorlalte. Sunt toate încorporate una în cealaltă și ne îndrumă către o înțelegere diferită a ceea ce este cu adevărat rădăcina mindfulness-ului, și anume sinceritatea. Haideți să le explicăm pe fiecare în parte dintre aceste 9 atitudini necesare atât lumii interioare cât și lumii exterioare a celui ce a decis să devină conștient de sine sau, mai bine zis, să se trezească. Prima atitudine, nejudecarea. Pe măsură ce începem să practicăm mindfulness, devenim conștienți de obiceiurile noastre mentale, de cât de preocupate sunt cu adevărat mințile noastre și de gălăgia gândurilor pe care le rulăm continuu sub forma unei povești virtuale, o poveste care nu încetează niciodată să ne judece experiențele. Pe măsură ce începeți să vă acordați antena minții la frecvența gândurilor și porniți în a le asculta, veți observa cât de des judecați o experiență proprie ca fiind bună și veți dori să o păstrați,
ca fiind rea și veți dori să o respingeți sau ca fiind neutră și nu veți fi deloc interesați de ea. Mindfulness se cultivă prin asumarea unei poziții de martor imparțial la propria noastră experiență. Să luăm un exemplu concret. Până vei dobândi experiență în practicarea artei conștientizării, vei observa că mintea ta rătăcește. În loc să te judeci pentru că nu poți acorda atenție respirației tale, de exemplu, pur și simplu ține cont de faptul că mintea ta a rătăcit, relaxează-ți corpul fără niciun fel de judecată și întoarce-ți atenția asupra respirației tale cuprins de o atitudine de bunătate și compasiune pentru tine însuți. Prin practicarea artei conștientizării învățăm să înțelegem cum ne raportăm la experiența noastră și să o vedem așa cum este înainte de a o transforma în cum ne dorim noi să fie. Amintiți-vă de înțelepciunea vorbelor: înainte de a avea ceea ce vrem, trebuie să vrem ceea ce avem. A doua atitudine necesară în practicarea artei conștientizării este răbdarea. Trăim într-o lume a formei guvernată de timp și spațiu. Dacă vrem ca dorințele noastre să prindă formă, trebuie să le dăm timp și spațiu. Timp, adică răbdare, și spațiu, adică să ne detașăm de ele. Atitudinea răbdării este o înțelegere a faptului că lucrurile vor apărea doar la timpul lor. Adevărul este că atenția necesită timp, nu există scurtături. Nerăbdarea este o dovadă a neîncrederii noastre în ceea ce ne dorim. A fi răbdător cu tine însuți este incredibil de util atunci când observi că nu ești atent și mintea ta rătăcește. Crearea de noi obiceiuri și căi în creierul tău necesită timp și doar prin repetare și iarăși repetare se cablează aceste noi căi, a demonstrat neuroștiința. Așa că ai răbdare cu tine însuți. În practicarea mindfulness este vorba despre uitare și amintire. De fiecare dată când mintea ta rătăcește și tu observi și te întorci la practică, amintește-ți că tocmai ai mai pus o cărămidă la consolidarea noului tău obicei de a te trezi în momentul prezent. A treia atitudine necesară este ceva ce se numește mintea începătorului. Mintea începătorului este dezvoltarea unei mentalități care este dispusă să vadă totul ca și cum ar fi pentru prima dată. Este ca și cum am vedea lumea prin ochii unui copil. Gândește-te cât de ancorați sunt copiii în momentul prezent atunci când practici mindfulness. Îți resetezi astfel experiențele trăite trecând totul prin mintea unui începător, iar asta este o modalitate excelentă de a ne decupla de pilotul automat și de a fi atenți. Uită-te în agenda ta. Mâine ai o întâlnire cu cineva care face parte din viața ta profesională. Ai putea să tratezi această întâlnire cu atitudinea minții începătorului, adică din perspectiva faptului că vezi persoana respectivă pentru prima dată, deși ai văzut-o de nenumărate ori? Sau ai putea să tregi pragul ușii tale ca și cum ar fi prima dată când îți vezi partenerul, partenera, copiii sau animăluțele de companie? Dacă ai face asta, ce impact ar putea avea asupra atenției tale, asupra modului în care relaționezi cu experiențele tale și felului în care ai grijă de oamenii din viața ta? A patra atitudine necesară în practicarea artei conștientizării este încrederea. Ai nevoie de încredere maximă în practicarea conștientizării de sine. Prin practicarea atenției învățăm să ne ascultăm din ce în ce mai mult înțelepciunea interioară și pe noi înșine. Dezvoltăm mai multă obiectivitate și credință în validitatea propriilor noastre gânduri și emoții. Învățăm să avem încredere în noi înșine pe măsură ce vom învăța să avem încredere în șoaptele sufletului, în vocea intuiției. Dacă în mintea noastră este permanentă gălăgie, nu putem asculta aceste șoapte pline de înțelepciune ale intuiției și ne vom baza doar pe rațiune, adică pe 10% din potențialul nostru real. Apropo de încredere în sine și autocunoaștere,
Tu știi care sunt credințele, în sensul de convingeri profunde pe care trebuie să le cultivi în subconștientul tău pentru a fi o ființă sănătoasă, prosperă și fericită? Dacă vrei să afli câte dintre zecile de credințe constructive sunt prezente în adâncul ființei tale, câte sunt absente și înlocuite de convingeri destructive, de care habar nu ai că te țin pe loc în viață, și cum le poți schimba? Poți solicita o consiliere individuală scriindu-ne pe adresa noastră de e-mail vorbeștesufletul@gmail.com. A cincea atitudine de bază în practicarea mindfulness este nestrăduința. Sună puțin ciudat, nu-i așa? Cum adică să nu ne străduim? Ei bine, această nestrăduință este exact spațiul pe care trebuie să-l dăm dorințelor noastre pe care le vrem împlinite. Este acea detașare. Ne petrecem prea mult din viață străduindu-ne să atingem un obiectiv, încât adesea nu mai suntem cu adevărat prezenți în călătoria pe care o întreprindem. Judecăm permanent unde ne situăm în raport cu obiectivul nostru și comparăm dacă poziția noastră la un moment dat este una bună sau rea față de o stare viitoare. Dacă avem încredere în noi și o mentalitate plină de răbdare, vom fi cu siguranță mai mulțumiți de fiecare moment. Permite prezentului să fie așa cum este și ție să fii așa cum ești. A șasea atitudine, dacă vrei să devii conștient, dar și conștient de cel ce conștientizează, este acceptare. Când ne acceptăm situația actuală, învățăm să permitem lucrurilor să fie așa cum sunt, fără a încerca să le schimbăm sau să ne dorim să fie diferite. Prin practicarea mindfulness, dobândim acea putere de a accepta lucrurile pe care nu le putem schimba. A avea o astfel de putere nu înseamnă că răspundem pasiv sau ne resemnăm, ci că suntem conștienți față de ceea ce trăim, dar și de modul în care ne raportăm la ceea ce experimentăm. Așa vom învăța să răspundem situațiilor, nu să reacționăm la ele. Prin atitudinea acceptării vom înțelege de ce durerea este inevitabilă în viață, dar mai ales de ce suferința este o opțiune, nu o obligație. Prin învățarea acceptării ne modificăm radical relația noastră cu acele lucruri din viață care ne provoacă dificultăți și durere. Când nu le mai opunem rezistență, nu mai atragem suferința în viața noastră. A șaptea atitudine a celui ce decide să transforme mindfulness în parte integrantă a vieții sale este eliberare. Eliberarea apare de îndată ce am învățat acceptarea. Eliberarea este un mod de a lăsa lucrurile să fie. Le lăsăm să fie și, făcând asta, le lăsăm să și plece. Gândiți-vă cât de des ne agățăm de lucruri în cadrul unor circumstanțe mai dificile și la impactul pe care aceste lucruri îl au asupra minții noastre. Cel mai des devenim foarte distrași, reactivi și rigizi în gândirea noastră. Putem face oricând un pas înapoi și să observăm ceea ce trăim fără a judeca. Făcând acest lucru, experimentăm că se întâmplă, nu că ni se întâmplă. Suntem acolo și observăm, lăsând lucrurile să plece. Nebăgate în seamă, nealimentate cu energie psihică, puțin probabil să ne mai șicaneze vreodată. Dacă se vor întoarce, înseamnă că le-am atras, însă acum știm ce avem de făcut și nu ne mai lăsăm prinși în vârtejul lor de suferințe. A opta atitudine a celui ce practică mindfulness este recunoștința. Nu numai că recunoștința este mama tuturor emoțiilor, așa cum o cataloga Cicero, ci este chiar cheia împlinirii tuturor dorințelor noastre. A manifesta recunoștință de înaltă vibrație înseamnă a mulțumi pentru lucrurile care nu le-ai cerut, nu te-ai așteptat să le primești și ți-au fost totuși oferite. Mă refer la toate câte le observăm în lumea noastră exterioară și nu au fost făcute de mâna omului, precum și la toate darurile divine ascunse în interiorul nostru. Să ne amintim de câteva dintre acestea.
credința, intuiția, cunoașterea, rațiunea, înțelepciunea, voința, dorința, motivația, imaginația, memoria, răbdarea, dreptul de a alege, dreptul de a ne răzgândi, empatia, compasiunea, puterea de a recunoaște, puterea de a ierta, puterea de a crea și puterea de a iubi. De cele mai multe ori, ca urmare a faptului că funcționăm pe pilot automat, considerăm de la sine înțeles miracolul vieții. Faptul că respirăm, faptul că corpul nostru funcționează chiar în acest moment, faptul că putem admira soarele și stelele, că ne putem bucura de darurile noastre divine și așa mai departe. Când aducem recunoștință momentului prezent și observăm acest corp uimitor care ne protejează și ne poartă sufletul prin această lume materială, experiența noastră se schimbă. Amintiți-vă că nu sunteți trupuri însuflețite, ci suflete întrupate din dorința lui Dumnezeu de a se cunoaște pe sine. A noua și ultima atitudine pe care mindfulness te ajută să o înveți dacă vrei să devii cu adevărat conștient de sine este generozitatea. Când acordăm în mod autentic celorlalți timp și atenție, experimentăm interconectivitatea, una dintre cele trei mari dorințe ale sufletului. A da prioritate nevoilor unei alte persoane, oferindu-i ceea ce o va face fericită, s-a dovedit în repetate rânduri că poate fi asociat cu sănătatea și bunăstarea psihologică. Pe măsură ce vă veți antrena în practicarea artei conștientizării, veți aprofunda aceste nouă atitudini și le veți descoperi toate tainele transformatoare. Care dintre cele nouă atitudini descrise ai simțit că ți-a transmis cea mai mare energie atunci când eu le-am prezentat? Ce zici dacă ai păstra această energie pentru tot restul zilei? V-am invitat în primul episod al acestui serial să vă cunoașteți ordinea celor 24 de puncte forte ale caracterului vostru. Aceia dintre voi care au făcut testul de determinare și au primit rezultatele pe e-mail, poate că încă se mai întreabă dacă se simt confortabil cu primele 5 valori stabilite. Și, pe bună dreptate, este destul de greu să-ți dai seama ce puncte forte ale caracterului sunt moștenite transgenerațional și ce puncte forte sunt rezultatele propriilor tale experiențe din această viață. Este o întreagă știință în spatele acestor puncte forte. Mindfulness vă poate ajuta să integrați perfect cele mai importante valori ale caracterului în sistemul vostru personal și să le folosiți ca instrumente eficiente în toate acțiunile, vorbele sau gândurile voastre. Există o mulțime de motive pentru care consider inteligent și înțelept să combinăm cele două instrumente, mindfulness, arta conștientizării și punctele forte ale caracterului. Punctele forte ale caracterului oferă un limbaj comun al stărilor și trăsăturilor pozitive care vă definesc bunătatea, dintre care multe sunt rezultate organice ale atenției, elementul cheie în practicarea mindfulness. Punctele forte ale caracterului vă ajută să vă concentrați, să faceți față obstacolelor și barierelor supărătoare, cum ar fi rătăcirea minții, care apare în mod natural în timpul practicilor de mindfulness. Mindfulness te face mai conștient de potențialul pozitiv din interiorul tău și oferă o cale de a explora și de a-ți dezvălui punctele forte ale caracterului. Practicile de conștientizare și forța caracterului creează un cerc virtuos de impact pozitiv. Conștientizarea sporește utilizarea punctelor forte ale caracterului care la rândul lor însuflețesc atenția. Mindfulness promovează conștientizarea de sine și activarea schimbării, aducând mai clar în vedere punctele forte ale caracterului tău. Servește ca o cale pentru a te vedea așa cum ești cu adevărat. Practicile de conștientizare a forței caracterului promovează flexibilitatea psihologică și îți stimulează capacitatea de a răspunde adecvat și cu succes în diferite situații.
Mindfulness oferă o ancoră pentru practicarea punctelor forte ale caracterului și oferă instrucțiuni clare despre cum să le aplicați în viața practică. Mindfulness oferă o cale pentru exprimarea echilibrată a celor 24 de puncte forte ale caracterului, ajutându-vă să gestionați supra-solicitarea sau sub-utilizarea acestora. Mindfulness și cele 24 de puncte forte ale caracterului te ajută să te adaptezi rapid la experiențe, fie ele bune sau rele, și să apreciezi micile plăceri din viață. Arta conștientizării și punctele forte ale caracterului oferă o contrabalansare la tendința generalizată de a se concentra asupra ceea ce este greșit sau rău și de a fi influențat de o astfel de judecată. Și în fine, mindfulness sporește mai multe puncte forte simultan, întrucât fiecare forță are elementele altora în ea însăși. Atenția concentrată pe creșterea unei anumite forțe îmbunătățește automat și celelalte puncte forte. Tocmai ai aflat 12 motive pentru care poți considera înțeleaptă decizia ta de a-ți afla ordinea celor 24 de puncte forte ale caracterului și a o combina cu practicarea mindfulness. Vă propun să vă jucați cu o metaforă. Ori de câte ori vedeți o pasăre în zbor, amintiți-vă că o aripă este simbolul conștientizării momentului prezent și cealaltă aripă este simbolul celor nouă atitudini ale unei minți conștiente. Sau altfel, o aripă reprezintă primele 5 puncte forte ale caracterului tău și cealaltă aripă, mindfulness-ul, arta conștientizării. Fie că vreți să vă dezvoltați doar în plan psihologic sau că vreți să faceți un pas mai departe spre dezvoltarea voastră spirituală, mindfulness și punctele forte ale caracterului vă ajută în ambele situații. Sunt instrumente ideale dacă vreți să redescoperiți iertarea, stima și încrederea de sine, să vă curățați de convingerile autolimitative, să deveniți conștienți de cel ce conștientizează și să dați aripi sufletului. Vă provoc să îndrăzniți să fiți inteligenți și înțelepți, să vă cunoașteți ordinea celor 24 de puncte forte ale caracterului și să integrați arta conștientizării de sine, mindfulness, în viețile voastre. Dacă vă uitați în jurul vostru și vedeți că lucrurile nu sunt tocmai așa cum vă doriți să fie, înseamnă că nu ați lucrat până acum cu aceste două instrumente. Mai simplu spus, nu ați avut grijă de voi. Uitați de falsele motive că vi se întâmplă lucruri din cauza unor motive independente de voi. Cu o asemenea atitudine, nu veți descoperi niciodată soluții. A avea grijă de tine însuți necesită un echilibru între nevoile imediate și obiectivele pe termen lung. Uneori, obiectivele pe termen lung vor necesita un oarecare disconfort, cum ar fi studiul sau exercițiile fizice. Nu există un răspuns simplu pentru cât de mult disconfort sau sacrificiu ar trebui să facă o persoană. Totul depinde de individ și de obiectivele sale. Este important însă să ai o conștientizare a propriilor nevoi și un echilibru care să funcționeze pentru tine. Nimeni nu este perfect. A fi imperfect face parte din a fi uman. Toată lumea are zile proaste, își pierde cumpătul și face greșeli. Uneori, acele greșeli sunt cu adevărat mari. Oricare ar fi lupta ta, încearcă să o pui în perspectivă. Să știi că este normal să ai defecte și să faci greșeli, chiar dacă nu le remarci întotdeauna și la ceilalți. Recunoașterea faptului că luptele tale sunt normale îți dă permisiunea de a simți autocompasiune în ciuda oricăror neajunsuri. Mindfulness înseamnă să faci un pas înapoi față de gândurile și emoțiile tale și să le privești în mod obiectiv. Așa vei reuși să vezi și gândurile și sentimentele celorlalți, logic și de la distanță. Crearea distanței față de propriile gânduri și sentimente diminuează puterea pe care acestea o au asupra ta. Subliniez,
crearea distanței față de propriile gânduri și sentimente diminuează puterea pe care acestea o au asupra ta. Timp și spațiu, spuneam mai devreme. Dați timp și spațiu gândurilor și emoțiilor voastre. Pe lângă crearea distanței, atenția te va ajuta să-ți accepti sentimentele. Mindfulness construiește autocompasiunea prin crearea de perspectivă și acceptarea gândurilor și sentimentelor tale. Acest lucru îți permite să preiei controlul asupra vieții tale și să nu mai fii la mâna capriciilor emoțiilor tale. A învăța să observi experiențele cu atenție face totul mai ușor. Când faci un pas înapoi, poți vedea lucrurile mai clar. Să luăm exemplul autocompasiunii. Practicarea autocompasiunii este mai ușor de spus decât de făcut. Și știți de ce? Pentru că oamenii nu-și cunosc ordinea celor 24 de puncte forte ale caracterului. Cei mai mulți oameni se concentrează pe defectele lor și simt că nu sunt demni de bunătate. Alții își stabilesc obiective nerealiste, cerând nimic mai puțin decât perfecțiunea. După o viață întreagă de judecată de sine, obiceiul acesta cumplit al autojudecării nu moare așa ușor, pentru că a devenit un program al minții noastre, program care rulează pe pilot automat. Cu ajutorul mindfulness și punctelor forte ale caracterului tău și, evident, cu exerciții practice, obiceiul de a fi nefericit poate fi dezvățat și înlocuit cu autocompasiunea. Pentru cei hotărâți să învețe să dea aripi sufletului, în episodul următor vom prezenta diferite exerciții de mindfulness. Mintea este singura punte de legătură cu lumea spirituală, lumea energetică. Este singurul instrument care ne poate apropia și în egală măsură depărta de această lume. Dacă nu devenim pe deplin conștienți de cel ce conștientizează, cum vă așteptați să integrăm adevărul că nu avem suflete, ci suntem suflete? Dacă nu ne cunoaștem punctele forte ale caracterului, daruri divine ascunse în noi, cum putem avea pretenția să primim ajutor din partea Universului pentru a ne duce la bun sfârșit misiunea pe acest pământ? Fii așadar înțelept, ai curajul și spune mă iubesc și mă accept profund și, în timp ce spui asta, îmbrățișează-te, închide ochii și vizualizează o pasăre albă. Pe curând și fiți binecuvântați cu multă energie pozitivă.